Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Voi începe cu textul care n-am apucat să-l citesc ieri. Scopul de ce am împărtășit ieri și azi e să ne reamintim că Dumnezeu vorbește foarte mult în pilde. Și asta înseamnă că dacă luăm totdeauna ce citim în Scriptură, la înțeles evident, la primul înțeles, ca să zic așa, înțelesul de gradul 1, vom trece lângă aurul. Și o să avem doar bronz. Adică o să avem ceva, dar nu o să avem ceea ce este mai adânc în textul respectiv. Pentru că Dumnezeu vorbește în pilde. Dumnezeu vorbește în pilde. Deci, noi suntem în carte stere și mâine probabil o să vorbim de punctul culminant acestei cărți. Dar, de exemplu, dacă citești cartea Esterei și tot ce tragi de acolo e faptul că Ester a fost o femeie curajoasă, plină de credință, care a trăit, nu știu, mulți ani în urmă și chestii genul ăsta, ai trecut lângă ceea ce este cel mai important. Pentru că chiar și cartea Esterei, chiar dacă ne spun anumite evenimente care s-au întâmplat, sunt multe reprezentări sau sunt multe pilde în acea carte. Și de fapt toată Scriptura este așa. Când Domnul Iisus Hristos a venit, El care este manifestarea Dumnezeirii, Biblia spune clar, El le învață în pilde. El le învăța în pilde. El le spunea multe pilde. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește în pilde. De ce? Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Citește un pic ce știință spune despre creierul tău și o să înțelegi că Domnul ne-a dat destul ca să putem cauta și găsi. Doar Dumnezeu să ne ajute să nu fim puturoși, pentru că atunci nu cautăm și nu găsim nimic. 2 Samuel 12, Biblia zice așa. Asta se întâmplă după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat între David Betsheba, sau nu știu cum să zic corect numele ei, și chiar soțul ei care este omorât. Deci în 2 Samuel 12, Domnul a trimis pe Nathan la David și Nathan a venit la el și i-a zis. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și unul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușă pe care o cumpărase, o hrana și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sinul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorul lui care venise la el, și a luat oaia săracului și a gătit-o pentru om care venise la el. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și s-a dat
El apoi patru mii pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Vă opresc minte aici. Nathan vine la David. Nathan este un proroc. Și prorocii erau oameni înțelepți. Aveau înțelepciune de la Dumnezeu. Adică dacă stai mult de vorbă cu Dumnezeu, clar că încep să primești înțelepciune de la El. Are o abordare foarte interesantă. În alte contexte, de exemplu, procul venea, de exemplu, la cineva care a păcătuit și direct îl chema la pocăință sau declara că era judecată pentru că a făcut asta. Nathan vine aici, are o altă abordare, spune o pildă. Spune o pildă. Acum, David, când aude despre ce a făcut omul din pildă, s-a supărat foarte tare. A și dat o judecată, s-a dat înapoi, 4.000. De ce? Pentru că David reacționează cum de multe ori reacționăm când noi citim Scriptura. Credem că este vorba de Esther. Credem că este vorba de Avram. Credem că este doar vorba de Daniel. Credem că este doar vorba de Petru. S-a supărat foarte tare. A pronunțat chiar și judecată. Și la versetul 7, și Nathan a zis lui David, tu ești omul acesta, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Tu ești omul acesta. Această poveste, această pildă, când el a auzit-o, nu putea să facă legătura cu el. Chiar se gândea, da, e un om bogat în împărăția sa, care chiar a făcut asta. Nu s-a gândit că pilda respectiv era despre el. Multe lucruri în Scriptura sunt despre noi. Dacă citesc Biblia și nu ajung să fac legătura între ce citesc și eu, Biblia e doar o carte istorică pentru mine. Iar o carte istorică nu schimbă viața. Am făcut istorie la școală, nu mi-a schimbat viața. Doar să știi evenimentele nu schimbă viața. Sunt oameni care cunosc evenimente din Scriptură, dar asta nu le schimbă. Știu despre Adam și Eva, știu despre Avram, știu despre copiii lui Israel în Egipt, dar asta nu le schimbă viața. Istoria nu îți va schimba viața. Ce schimbă și transformă viața noastră e când înțelegem că este despre noi. Pentru că la versetul 13, David a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Domnul ți-a iertat păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrajpa și Domnului să lulească, s-a vășit fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și Nathan a plecat. Deci, până acum, nu îl aud pe David să-i pară rău de ceea ce a făcut. Oare ce l-a făcut pe David să zică cum am păcătuit?
e faptul că când Nathan îi spune această pildă, și apoi Nathan face legătură între pilda respectiv și el, el acum percepe mai clar gravitatea ceea ce a făcut. Atâta timp când pilda aceasta era doar vorba de un om bogat din împărăția lui care a făcut ceva și nu face legătura cu el, nu strigă am păcătuit, ah, e vorba de altcineva. Dar când legătura este făcută cu el, aduce o cercetare, aduce pocăință. Dacă tot ce citesc în Scriptura este despre alții și nu e despre mine, cum o să mă transforme? Nu zic că tot ce este în Scriptura este despre tine, dar multe lucruri care sunt în Scriptura, de fapt, vorbesc în pildă despre fiecare dintre noi. De exemplu, vei citi că Iacov s-a căsătorit noaptea și a doua zi când s-a trezit, a văzut că nu era fica lui Laban, cea mai mică de care era îndrăgostit, Laban i-a dat fica lui mai mare. Acum, tu poți să te gândești, ok, povestea asta vorbește doar despre cum Iacov a fost păcălit de Laban. Nu. Vorbește despre tine, vorbește despre noi. Vorbește de faptul că în timpul nopții, în momente când suntem spiritual jos, nu este momentul unde să iei decizii importante din viață. În întuneric nu iei decizii importante. În ignoranță, noaptea, nu iei decizii importante. Pentru că dacă iei decizii importante, în ignoranță, în noapte, când ești jos spiritual, te vei trezi la un moment dat, o să-ți dai seama că nu ai ales ce trebuia. Și pot să mă duc în Scriptura să-ți arăt multe lucruri care, deși sunt lucruri care s-au întâmplat la alții, sunt lucruri de fapt care ne vorbesc și nouă astăzi. Este vorba de noi. Și de-aia Scriptura este comparat cu oglindă, nu-i așa? Ok, hai să citesc, de fapt, să închei cu acest text. Dacă îl găsesc și am vrut doar să reamintesc asta pentru ce va urma. Iacov 1 cu 23 zice așa, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. A auzit cuvântul, a avea contact cu cuvântul lui Dumnezeu, e ca și cum privești o oglindă. Te întreb, în oglindă când te uiți, pe cine vezi? Mă opresc aici. Domnul să te binecuvinteze.